vreau să citesc din ce a scris invitata mea pe pagina ei de socializare. Vine o zi când pentru zile de zbucium și nopți nedormite trăite în muzică, printre mii de ore de repetiții pentru festivaluri, concursuri sau înregistrări, crearea aranjamentelor muzicale, orchestrații, fie pentru cor sau orchestră, prelucrări pentru pian și voce sau căutarea materialului pentru cursurile pe care le predau și multe, multe ore de voluntariat care îmi doresc să cred că aduc un plus la promovarea valorilor culturale, primești apreciere. Acest titlu îl dedic tuturor celor care și-au adus aportul la formarea mea profesională. A scris Diana Văluță pe pagina sa de socializare după ce i-a fost oferit titlul onorific de maestru în artă. Și bineînțeles, cu Diana vom sta la discuții după ce o admirăm cu o primă piesă. În atenția dumneavoastră, Diana Văluță. De câte ori vă cânt cu dor, nu e deloc întâmplător. Eu mult de cântece vă închin, de e durere vă alin. Prin cântec trece viața mea, așa-mi spune inima. De bucurie cânt mereu și mă mândresc cu neamul meu. Dar eu cânt atunci când mi-este bine și când plânge inimioara-n mine. Azi vă cânt și mâine voi cânta, da, cântecul e toată viața mea. Trecere vă cânt, eu lângă voi bine mă simt. Și o romanță cânt cu dor, ne-alină sufletul ușor. De multe ori vă cânt cu dor și nu-i deloc întâmplător. De-mi este bine sau de greu, cu mine cântă neamul meu. Dar eu cânt atunci când mi-este bine și când plânge inimioara-n mine. Azi vă cânt și mâine voi cânta, da, cântecul e toată viața mea. Diana, te invit să vii mai aproape de mine, să te faci comod pe canapea. Între timp, te salut cu mare drag, zic bună seara și bine ai venit la Tezaur TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Mă bucur foarte mult să revin pe această scenă. E atât de sugestivă această piesă, zic eu, în special în aceste limite ale discuției din această seară, fiindcă vreau să-ți adresez sincere felicitări pentru titlul obținut de curând. Și hai puțin să vorbim de el, poate zic eu, trebuia să vorbim de la final, dar cred că cu el totuși aș vrea să încep și să-mi vorbești despre... Vă mulțumesc mult pentru felicitări, în primul rând. Să-mi vorbești despre aceste emoții, despre aceste trăiri. Da, probabil emoții deosebite. Pentru că le spuneam la ei că în moment ce mergeam spre președinție, mă lua așa un dor, o emoție, chiar până la lacrimi. Nu știu cu ce aș putea o compara, probabil cu ceva unic ce se petrece în viață.
pentru că, într-adevăr, după cum și ați citit ceea ce am scris pe rețele de socializare, nu știu cât de inspirat am fost, dar sunt gânduri adevărate pe care le-am trăit și le trăiesc. Gânduri în special trăite în acele momente, nu? Exact. Și când se întâmplă că primești așa aprecieri, te uiți înapoi. Și îți dai seama că n-a fost nimic în zadar din ce ai făcut? Probabil că da. Dar de fapt nici așa nu este nimic în zadar, dar când ești apreciat și probabil că sau vine sunt ca acea dovadă că ceea ce faci, faci bine și meriți să fii apreciat la justa valoare. Vreau să cred că fac bine ceea ce fac. Ce înseamnă pentru un artist un titlu? O cunună de aprecieri și un final la unei etape, probabil. Cam asta înțeleg. Eu am câștigat mai multe concursuri, să zic, și acesta ar fi un final, o apreciere. În 2014 am obținut Premiul Național al Tineretului pentru albumul pe care l-am făcut, Cântecul e toată viața mea, care este titlul după această melodie, scrisă de tatăl meu, Ilie Văluță. Și sunt niște emoții deosebite atunci când ești apreciat de statul tău, în care, de țara nivel, ta. La nivel de instituțiile care ne guvernează, exact, într-un acest moment. Dar de ce întrebam ce înseamnă? Fiindcă, din câte cunosc, dacă ar fi să vorbim despre un aport financiar, nu este atât de considerabil. Nu cunosc. Contează chiar mai mult emoțional. Exact, nu cunosc. Nu știu chiar. Probabil îi cunoaște pe parcurs. Iar acum hai să vorbim puțin despre activitatea ta din ultima perioadă, că cred eu că a trecut ceva timp de când n-ai mai fost pe la Tezaur, respectiv, hai câte puțin să încercăm să menționăm acele realizări frumoase pe care ai reușit să le obții de atunci, momentele frumoase care s-au întâmplat, dar și poate acele provocări de care ai avut parte, fiindcă fiecare dintre noi zilnic putem întâlni diverse provocări peste care trecem și care ne formează și ne creează personalitatea. Da, la Tezaur am fost înainte de nepasta de pandemie. S-au întâmplat lucruri frumoase și mai puțin frumoase, pentru că am pierdut și membri de familie în acest război, da. Dar și lucruri frumoase. Iată că împreună cu sora mea Veronica facem cursuri pentru copii, pentru maturi, cursuri muzicale pentru cei care doresc să studieze muzica împreună cu dinastia Văluță. Foarte frumos și cred eu că noi cei de la Tezaur am avut posibilitatea chiar la Revelion să admirăm una dintre discipolele voastre. Exact. De când faceți aceste cursuri? Câți discipole aveți? Care le este vârsta? Și cine poate veni, evident? De la cel mai mic până la cel mai mare. Câți aveți? Câți discipoli? Mulți. Nu știu, pot să vă zic că pe parcursul acestor ani am adunat peste 60 de diplome la concursuri naționale și internaționale. Facem la nivel de amatori, dar le predăm cursurile ca și pentru profesioniști. Extraordinar. Deci faceți un lucru extraordinar. Dacă zicem că mulți și dacă pe parcursul unui an s-au adunat circa 60 de diplome, vorbește despre... Nu al unui an, pe parcursul la întregei... Așa, perioadei de activitate, da, de când v-am înțeles. Ai zis că pot veni de la cei mai mici până la cei mai mari. Hai să-mi zici aici, care sunt cei mai mici? Ce la vârstă? 4 anișori am de avut și avem. De la 4 anișori, da. Până la... Până la...
Deci nu există un plafon. Toți cei care sunt apți și au această dorință de a cânta pot veni. Exact. Este lume care vine să uite de toate problemele pe care le are. Am zis așa, închideți ușa și aici vă simțiți și primiți doza asta de plăcere. Și mă bucur că lumea se simte bine cu noi. Este o activitate care a survenit și din cauza acestei pandemii sau este o activitate care se întâmpla și în trecut și până la pandemie? Este o activitate pe care am fost solicitați să o prestăm, să o desfășurăm, pentru că am avut mai multe solicitări și iată că desfășurăm și așa activitatea. Ați decis să vă uniți cumva forțele astfel încât exact. Să le oferiți, să le satisfaceți această doleanță multora dintre cei care și-au dorit să fie parte. Cum se numește, apropo? Music School Dinastia Văluță. Așa, frumos. Astfel încât noi tot vorbim aici de cel puțin să înțeleagă și cei de acasă sau poate dintre cei de acasă se mai găsesc doritori. Care sunt acele genuri de muzică abordate? Deci facem cursuri de vioară, pian, canto și solfegiu, teoria muzicii. Când vorbim de canto, spre ce optează mai mult copiii? Diferit. Eu prefer să lucrez cu muzica ușoară și muzica populară. Dacă se adresează la mine cineva care dorește să studieze canto academic, redirecționez la profesioniști care sunt în acest domeniu. Cum în zilele de azi le poți cultiva dragostea pentru muzica populară tinerilor sau copiilor chiar? Ei au dragostea asta și ei vin cu mare drag și îmi propun piesele pe care le doresc să le studieze și chiar și studenții mei de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice au cunoștințe frumoase din folclor. Le mai spun și eu, mai mulți interpreți, studiem împreună mai multe genuri. Bine că, în opinia mea, cei care au ajuns la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice sunt ferm convinși că își doresc să profeseze sau să aibă ca meserie una dintre ramurile care se studiază acolo. Însă când vorbim de cei mai mici, am impresia că sunt, sau cel puțin așa credeam eu, că își doresc mai mult pop, R&B. Ce se ascultă mai mult pe internet? Și de asta întrebam, cum le cultivăm această dragoste pentru tradiții, pentru muzică populară, dar mă bucură, bănuiesc că această semincioară totuși se cultivează încă de acasă, încă din familie și la voi vin însetați de această dragoste pentru muzică populară și voi sunteți cei care îi ghidați frumos în acest domeniu. Bine, sunt și din adolescențe ăștia care... Mai sunt totuși. Da, dar sigur, care preferă muzica modernă și chiar... Mai învăț și eu de la ei că nu sunt chiar cunoscătoare de toate piesele. Ăsta e un moment că eu vreau să întreb copiii, cu siguranță învață muzica. Voi ce învățați de la ei? Uite, lucrând chiar și cu aceste categorii de vârstă atât de diferite, cum se împart zilele voastre sau cum se împarte activitatea? Cum treci de la unul care are 4 anișori și la unul de 20, de exemplu? Păi... Asta este o taină a pedagogiei, probabil. Rămâne un mister. Și, da, așa cum durează o lecție, 45 de minute, după care o micuță pauză, încercăm să ne încărcăm bateriile pentru următoarea oră. Dacă ar fi să ne vorbești puțin despre activitatea ta, repertoriul propriu și meseria de pedagog, unde te simți mai bine? Poți să faci o diferență? Cred că nu aș putea să fac o diferență. Sunt două sentimente diferite și nu aș putea una fără alta totuși. Deci totuși se îmbine frumos. Eu încerc să le îmbin și mă străduiesc să muncesc foarte mult. Am un orar foarte încărcat, cine știe cunoaște, și muncesc, mă străduiesc să le reușesc pe toate. Nu tot timpul reușesc,
dar mă străduiesc. Hai să-mi zici, ce presupune un orar încărcat? Cât de matinală ești? sau ești, pentru că oamenii se împart în două categorii, sunt unii matinali și inspirați matinal și reușesc să facă mai multe în prima parte a zilei și din potrivă, sunt cei mai nocturni, eu îi numesc așa într-un fel bufnițe, care lucrează până noaptea târziu. Mai mult, probabil că sunt mai ordonată, nu pot să zic că matinală sau bufniță, dar dacă trebuie să mă trezesc la 5:30, mă trezesc. Așa. Și respectiv dacă am de făcut mai multe treburi, mă culc la 12 seara. Deci în funcție de necesități exact. Și de care sunt prioritățile acelei zile. Tot în ultima perioadă se vorbește despre profesorii care ar trebui să fie prieteni sau să formeze o relație frumoasă cu discipolii săi. Tocmai din acest consider vreau să-mi zici în opinia ta, ce înseamnă un pedagog bun, un profesor bun? Am avut parte pe parcursul vieții de diferiți pedagogi și am tras concluzia că să fii prieten, să fii prieten în sensul de colaborator cu elevul tău, este mai calitativ, mai multe reușești decât să fii un acel dictator. Exact. Am avut situații când nu m-a mai întrebați atât așa, nu m-a mai, nu îți place, du-te la alt pedagog, eu nu. Eu sunt doar cu bunăvoința și cu înțelegerea. Dacă elevul nu a înțeles, studentul, da, cursantul, nu a înțeles, de 3 ori explic, de 5 ori explic, cu liniște și cu pace. Bine, da, ai zis acel termen care cred că sună și este foarte potrivit, colaborator. Pentru că nici în acest sens cred că nu trebuie să fie depășită o limită. Da, deci a colabora înseamnă să fie din ambele părți aceleași dorințe, aceleași aspirații. Și același respect. Exact. Dacă ar fi puțin să vorbim despre repertoriul propriu, care sunt acele criterii de care ții cont atunci când îl îngrijești, când îți dorești să mai adaugi o bijuterie în palmaresul tău? Atrag foarte mult atenția la linie melodică, la armonizarea piesei și neapărat la text. Textul subiectele și mesajul. Care sunt acele subiecte pe care ți-ai dori pe viitor să le abordezi? Subiectele sunt aceleași în toate cântecele, dragostea. Dragostea care poate fi foarte diversă. Absolut, absolut. Dragostea se cântă și dragostea o vom cânta. Față de mamă, de părinți, de persoana iubită. Care este criteriul de valoare a unui artist în zilele noastre? Și crezi că se ține cont de anumite criterii atunci când vine vorba de public sau de ce vedem deseori pe internet? Este un subiect complicat, așa sunt timpurile probabil, dar sunt de părere că interpreții, compozitorii, producătorii sunt cei care educă acest public și eu asta fac. Deja ce se întâmplă, cum se întâmplă, care sunt filtrele, fiecare... Deci totuși noi suntem cei care ar trebui să educăm și nu din potrivă ar trebui să venim să suplinim cumva cererea publicului. Dar nu poți nici să fii foarte, nu știu, este chiar un subiect probabil de o lucrare de doctorat, nu știu, cercetare. Aici mai multe sunt și situația socială, economică și mai multe. Dacă ar fi să-mi zici cum te-a prins acest an? Pentru că, da, ziceai că n-ai mai trecut pe la tezaur de când urma să vină pandemia, nu tocmai un subiect frumos și plăcut. Cum a început anul 2023 pentru tine? Un an frumos, pentru că la 15 ianuarie am aflat că am fost decorată de președinte. Și asta cred că este un...
un... Mai frumos nu cred că se putea începe. Foarte emoționant și mă bucur și pentru părinții mei care sunt foarte emoționați cu această ocazie. Suntem... Da, acest titlu, crezi că te responsabilizează și mai mult? Absolut. Te motivează și mai mult? Absolut, mă responsabilizează. M-a motivat întotdeauna micile realizări pe care se întâmplau la fiecare pas, fie ale mele personale, fie ale studenților, elevilor mei. Dar acest titlu chiar... îmi pune pe umeri niște responsabilități și o verticalitate mai strictă, mai... De fapt, asta și sunt, că așa am fost educată, să am valorile din familie, din tradiții și asta fac. Da, am înțeles. Care sunt planurile pentru viitorul apropiat sau, de ce nu, cel mai îndepărtat? Ce dorințe ai pe care ți-ai dori să le transformi în realitate? Un gând în viitor apropiat îmi stă la lucrarea mea de doctorat, care mă așteaptă și tot mă roagă să... să te apuci de ea? Eu, nu, de apucat m-am apucat, așa, dar trebuie să o îngrijesc mai bine și... cu Doamne ajută și... Apropo, sunt trimisă Dumnezeu carul ăsta să-mi vină gândul. Ce subiect ai? Este vorba despre structura și interpretarea romanței. Despre asta studiez. Extraordinar. Iată cum, da, chiar și în ultima perioadă, zic eu că se vorbește și se promovează tot mai mult romanța și nouă nu ne rămâne decât să ne bucurăm despre de tot ce se întâmplă, de fapt. Și apropo, iată, vom ști în momentul în care vom avea anumite întrebări când e vorba de romanță, atunci vom ști să apelăm la tine cu mare drag. Când, apropo, urmează să susții doctorantul? Mai urmează. În decembrie am susținut primul recital. Așa. De doctorat, cu ajutorul domnului, acum în primăvara asta fac al doilea recital și deja vedem în continuare în toamnă. Vedem. Deci, într-adevăr, activități ai multe, ai la ce munci. Noi îți dorim mult succes în continuare. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și îți mulțumesc că ai ajuns și la noi. Iar la final de interviu o să te rog să revii pe scena platoului nostru, astfel încât urmează să ne mai cânti ceva. Cu mare drag! Iar vouă, dragilor, timp să vă mulțumesc că ați început săptămâna alături de Tesaur TV și alături de emisiunea Noi și Lumea. Nu uitați, rămâneți în continuare conectați pe Tesaur TV și în cele ce urmează vă îndemn să o admirăm din nou cu o altă melodie frumoasă din repertoriu pe Diana Văluță. Într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc, că mănânc un unghi pe care îl moștenesc. Vineri nu se poate nu, că postesc și eu și tu, numai sâmbătă putem să ne dăm randevu. Și dacă ne place, stăm chiar până în zori de zi, că duminică putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cârciumioară la șosea, unde-i cântă un pian și o vioară, și unde nu ne vede nimeni. Perechi, perechi, amore, și nu văd nimic în jurul lor. Puriței au drept, consumații ce le pasă, dacă-și fac jurăminte de amor. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumioară la șosea. Thank you.
ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cârciumioară la șosea, unde cântă un pian și o vioară, și unde nu ne vede nimeni. Perechi, perechi, amorizații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Gurițe iau drept consumații ce le pasă, dacă-și fac jurăminte de amor.